Înștiințare de noapte, din data de 23 august 2021. Pace și binecuvântare. Astă noapte am avut o înștiințare din partea Domnului pe care vreau să o transmit și bisericii. Se făcea că din cele patru puncte cardinale ale pământului s-au ridicat deodată, în aceeași comandă militară, patru avioane foarte mari de luptă, care erau dirijate și coordonate prin satelit spre același punct de întâlnire și intersectare. Punctul de întâlnire era marcat cu un cerc, dar era tot în aer și era ca un punct de întâlnire la mijloc, în care navele, când au ajuns, au făcut un zbor împreună în încercuirea respectivă, după care fiecare și-a continuat drumul tot înainte și au aterizat în tabăra și locul opus de unde pornise cealaltă navă. Fiecare navă a făcut traseul acesta de 2 ori, o dată într-o direcție până la capăt, unde aterizau în partea și tabăra opusă, apoi, după un timp, s-au ridicat din nou și s-au întors înapoi, fiecare la baza lor de pornire, dar simultan, în același timp, în aceeași comandă și pe același traseu. În zborurile pe care le făceau, aveau menirea să împrăștie din niște bazine foarte mari, cu care erau încărcate ceva pe toată fața pământului. Mai exact, la prima lor trecere, mi-a fost arătat că împrăștiau niște șerpi mari, galbeni, dar care aveau aripi și capacitatea să se deplaseze zburând, și mi-era dat că erau și clonați cu un venin foarte periculos, care avea niște efecte groaznice asupra celui care era mușcat. Odată căzuți pe fața pământului, șerpii aceștia au început să atace și să muște oamenii de pe fața pământului. Pentru cei care erau mușcați, am văzut că veninul avea patru efecte diferite asupra lor, mai exact. La unii le era afectată mintea și gândirea, intrau în niște stări de depresie, frică și îngrijorare foarte puternice, încât omul nu mai putea să gândească pozitiv și era cuprins de disperare. Alții, în urma mușcăturii, erau afectați la nivel de trup, prin boală, suferință și neputință trupească. Pentru unii, mușcătura aducea chiar moartea trupească, iar pentru cei mai mulți, efectul era unul spiritual, așa încât omul nu mai putea să creadă nimic în Dumnezeu, mântuirea sufletului și izbăvirea lui. Pur și simplu erau paralizați spirituali. În această perioadă, când șerpii erau pe pământ printre oameni și mușcau, Domnul a pregătit prin oamenii pe toată fața pământului niște cazarme militare, bisericile, în care se împărțeau niște echipamente speciale de protecție împotriva mușcăturii șerpilor. Ele erau ca niște combinezoane albe care acopereau tot corpul,
iar în mână li se dădea niște mănuși speciale și câte un baston strălucitor cu care îndepărtau șerpii din preajma lor. Domnul a spus că echiparea aceasta se va face doar pentru cei ce o vor dori, căuta și accepta. Ea înseamnă combinezonul, puterea Duhului Sfânt, mănușile, curăția, milostenia și dăruirea, bastonul luminos, cuvântul lui Dumnezeu și înțelegerea lui. După ce avioanele au aterizat în bazele opuse, au așteptat un timp, timp în care șerpii își făceau lucrarea lor, apoi au fost reîncărcate cu altceva ce trebuia să răspândească pe fața pământului la întoarcerea lor de la al doilea zbor. La decolarea lor au început să dea drumul la a doua încărcătură. Erau niște insecte portocalii aprins, de mărimea unor cărăbuși care s-au răspândit pe toată fața pământului și au început să mănânce pomii, iarba și pancardele de reclamă a unor firme mari, reclamele unor instituții și în urma lor a apărut alte reclame pe care era scris cu portocaliu aprins: foamete și faliment. Domnul a spus că lucrul acesta va veni peste toată fața pământului, dar cei ce sunt ai lui și nu și-au legat inima de pământ și bogății vor fi izbăviți prin credință. Domnul să fie cu voi și să vă ocrotească sub aripile lui. Amin. Fratele Remus Oros.